și vă spunem noastră celor de acasă că a venit momentul să-i primim așa cum se cuvine, după ani și ani de așteptare, pe Maria Ciobanu și pe Ionuț Dolănescu. Sunt aici, așa că merită toate aplauzele. Salut, mâna! Bine te-am găsit, Cătălin! Bine, bine găsit. Ați venit! Arătați senzațional. Mulțumim. Stați, am și un mulțumim, buchet mister de flori pentru dumneavoastră, ce că frumos, ați venit, super. Ați venit la noi din nou aici mulțumim. La emisiune. Mulțumim, mă bucur că sunteți cu noi și că sunteți cu Ionuț. Ne era foarte dor de dumneavoastră și mie mă bucur că dor de dumneavoastră. Și mă bucur că astăzi sunteți aici și arătați senzațional. V-ați întors din America acum cât timp? O lună. Acum o lună de zile. Da. Așa că putem premieră, să prima televiziune, să știm. Deci unde prima dată după ce s-a întors din America, vă rog prima emisiune. Să, să luăm un loc la aici măruță pe canapea. Mulțumim, Cătălin. Ionuț, mulțumim mult de tot. Ai cu o mamă senzațională și mă bucur este de fiecare dată când vă văd, când vă mulțumesc văd din suflet. Vă rog, să, când vă, mă bucur de fiecare dată că atunci când veniți în țară, mergeți cu Ionuț împreună la evenimente. Atunci când veniți în țară, petreceți mult timp împreună. Deși mi-am luat adio de la... Nu, eu nu pot să cred că este asta. De la scenă. Nu cred că v-ați luat adio de la scenă, n-are cum. Păi mi-am luat, dar nu mă lasă publicul și... Și mie îmi place foarte mult să cânt. Foarte, adio, foarte dar mult. Dar rămân cu tine, publicule. Cam așa ceva. Pentru că la un dat ați făcut la Sala Palatului un concert în care ați vrut să vă retrageți. Așa este. Dar s-a retras, pentru că m-am retras, dar nu pot să mă retrag. Vorba lui colega mea scumpă, Irina Loghin, zice, noi nu ne mai aparținem nouă. Noi aparținem publicului și nu trebuie să te vorbești că te retragi. Și a avut dreptate. A avut dreptate, pentru că, iată, eu știu foarte mulți oameni care abia așteaptă să vă aibă la un eveniment sau să vă vadă pe scenă cu Ionuț Dolănescu. Mama, prieten drag, acum... Ionuț Dolănescu și Maria Ciobanu, gata! Nici e... nu putea să se retragă la 90 de ani, pentru că acum câteva săptămâni am sărbat-o la 82 de ani pe mama Maria. Doar nu era să facem concertele când nu o să mai poată cânta. Le-am făcut și noi când era o vârstă totuși limită. 82 la... de ani, da? Mulți înainte. În acest an am plinit 82 de ani. 82 de ani. Păi mai faceți unul la 90 de ani, la Palatului, la 100. Acum facem retragerea retragerii. Retragerea retragerii. Nu lasă că mă retrageți pe mine. Bun, și în ultima perioadă stați destul de mult în America. Da, pentru că soțul meu e cetățean american. Și prin el, și eu sunt cetățean american. Iar eu sunt pe care să devin, să știi, cetățean american împreună cu toată familia și sunt foarte mândru de chestia foarte asta. Foarte tare. El îi place foarte mult acolo și stau și eu și cu el acolo, ce să-i fac. Și vă simțiți mai bine? Mă simt bine mai că multă sunt liniște, la copii, nu? Așa este. Eu sunt foarte liniștit acolo că nu-mi dă nimeni la telefon, vin-o la spectacol sau vin-o la... La filmări și așa filmări mai departe. Sau să vă urmărească cineva pe stradă, să vă facă fotografii sau să... Nu. Încă uite pe Maria Ciobanu, nu? Acolo vă duce și stați relaxată. N-am treabă, mă duc, merg de 12-15 km pe zi. Kilometri întregi. Sincer? Face, da. Da, mă. Da, altfel nu pot să trăiesc dacă nu merg pe trebuie jos. Trebuie să spunem, Cătălin, că mama a suferit întreaga viață și de astm. Și acolo clima este favorabilă, fiind o climă așa uscată. Este. Da. Și se simte bine împreună cu sora mea Camelia, bine, cu cumnatul Marian, cu nepoții de acolo. Cu toată familia acolo. Adică păi, da, mi se pare firesc să... În februarie a fost și la mine în Florida. Ne-ai vizitat. Acolo e mai multă umiditate, nu prea i-a plăcut, dar... A venit așa. Mi-a plăcut, dar cel mai bine mă simt în California, acolo la... Ba, eu cred, mamă, că m-a tat cel mai bine, să fim sinceri, te simți în România. Păi da? Ce nu mă simt? Ca să o spunem pe aia dreaptă, da? Aveți momente când... Situația îi impune. Când sunteți în America, acolo și vă treziți cântând singură prin curte sau ceva, adică că la un spectacol? N-am mai cântat. E cum n-ai cântat? N-ai cântat în ianuarie cu mine, când am avut turneul cu Lăutare și Botgros? Așa, un pic să... Că, mă rog. Doamna Maria Ciobanu, așa un pic, o oră, două, băi, eu nu uite, dar tot, nu, dar tot la fel, în da, fiecare zi o noapte întreagă. Nu, dar n-a lăsat tot publicul. Am susținut un concert cu Orchestra Lăutare și cu maestru Nicolae Botgros în Los Angeles da, și
publicul, românii noștri din diaspora au aplaudat și a trebuit să cânte, da. Și a trebuit să cânte și s-a descurcat foarte bine. Cred că e o mare bucurie să vedeți că de atâția ani e cântați, de atâția ani sunteți pe scenă și să aveți 82 de ani să vă dați seama că sunteți iubită de toată lumea. Cred că contează enorm lucrul ăsta. Și cred că vă dă așa energie. Să știți că m-a iubit Dumnezeu că m-a lăsat până la vârsta asta aici pe pământ, lângă admiratorii mei și îi mulțumesc din tot sufletul pentru că eu am iubit o mare cântăreață, pe Maria Lătărețu și a murit foarte de tânără, la 61 de ani. M-aș fi bucurat să o văd și la 80 și la 90 de ani, dar așa a vrut Dumnezeu. Cătălin, ce frumoasă coincidentă. Astăzi, 25 septembrie, s-a născut Marea Doamna Cântecului Popular Românesc, Maria Tănase. Da. Ar fi avut 106? Da. Era născut în 1913, pe 25 septembrie. Uite cum am întâlnit astăzi la emisiune, tot o legendă a muzicii populare. Cu Maria Ciobanu. Muzicii populare aici. Eu o mai alint așa, Mary Shepherd. Perfect. Da, vreau să vă spun că dumneavoastră ați fost în America săptămâna trecută. Ionuț a fost cu turneul tradițional cu Andra și cu invitații la Mioveni. Avem niște imagini de acolo pregătite și cred că și dumneavoastră sunteți foarte mândră când vedeți că Ionuț are foarte mult succes și că și el la rândul lui este atât de iubit în țară, nu? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că i-a dat har ca și la părinții lui. Da. Îi mulțumim și cred că și el o să, la rândul lui, o să le dea la copiii lui. Și transmit talentul, cine știe? Îi mulțumesc din tot sufletul lui bunul Dumnezeu că ne-a hărăzit cu har să ne iubească lumea și pe băiatul meu să-l iubească așa cum mă iubește. Mama, și pe mine. Trebuie să spun că am participat săptămâna trecută la un spectacol cu adevărat memorabil, la Andra tradițional la Mioveni. Am fost și la Sala Palatului. Stai, am fost și la Sala Palatului și ai văzut câte vizualizări avem pe pagina, adică exact, duetul cu Andra a fost extraordinar, dar te felicit din toată inima și cu toată sinceritatea, nu pentru că am făcut parte din acest proiect, de suflet l-aș numi, dar pentru că într-adevăr o organizare extraordinară. Eu care mă mai bag și în organizare de spectacole câteodată, a fost extraordinar. Deci niciodată nu m-am simțit atât de bine și a fost un spectacol extraordinar. Ai văzut ce reacție avea publicul. Spunem celor de acasă că tradițional ăsta o să fie și pe 16 noiembrie la Craiova și pe 1 decembrie la Cluj, așa că... Vin din America special pentru a cânta cu soția ta, cu minunata Andra. Mulțumim mult de tot. Prietena noastră. Uite. Și... Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cu doamna Maria Ciobanu, pentru că uite cum vorbea Ionuț de evenimente, de lucrurile care se întâmplă, de energia publicului. În toți anii ăștia, care au fost cele mai frumoase lucruri care ați putea să le bifați așa, să puneți, pe care ați putea să le bifați? Trei lucruri să puneți. Nu știu. Cinci lucruri, dacă e prea puțin. Trei, adică momentele cele mai importante, așa, care v-au... Păi nu știu ce să vă spun. Cele mai importante... momente... De exemplu, când m-ai născut pe mine. Da, când am născut... Acest costum l-a primit de la tatăl meu și... Pe Ionuț, într-adevăr, a fost un moment deosebit și... Nu știu ce să vă mai spun, ce momente frumoase am avut în viață. Costumul ăsta a fost de la Ion Dolănescu când te-ai născut tu? Da, e un costum foarte vechi și foarte valoros și cred că este cel mai drag costum al mamei. Da, cu el mă îmbrac frecvent. E foarte frumos, e cusut de mână și e cusut de cineva. E lucrat în pușcărie de o femeie pentru o mare doamnă. Pentru doamna Maria Ciobanu. Care a fi fost doamna, n-a spus, dar e lucrat în mărgere de piatră, în degrade și mie mi-e foarte drag. Din 1889. Și o capodoperă, e un... Spectaculos. Da. E un costum rarisim. Da, îți dai seama. Și presupun că mai aveți multe alte costume. Am foarte multe costume, dar ăsta mi-e cel mai drag. Cu ăsta vă simțiți bine. Și mai ales că este și într-un moment în care l-ați primit când s-a născut Ionuț, adică, nu? Adică aproape 48 de ani în urmă, adică îți dai seama. Acum 48 de ani. Nu 48, cum 48? Păi nu fac acum 48, cam așa. Mulți îmbătrânim împreună, mamă. Îmbătrânim împreună. Cam câți credeți că are?
Adică păi eu vreau să mai aibă tot 45, așa. Oricât aș avea tot copilul mamei sunt, știi cum e. Așa este. Au fost multe, multe momente frumoase. Uite, dacă m-ai fi întrebat pe mine, ți-aș fi spus că în urmă cu 2 ani când am sărbat-o pe mama la sala Palatului, și când am avut onoarea să fie alături de noi pe scenă și excelența sa, profesorul Bălăceanu Stolnici, da, a fost un moment extraordinar din cariera mamei. Și da, bine, dar eu nu le mai țin minte, mămicule. Pentru mine bine și când am cântat cu mama și cu tata pe aceeași scenă, a fost un moment extraordinar în 2004, în 2006. Da. Și ce să spunem, sunt a fost un moment mai așa, multe momente. Au fost momente frumoase, memorabile. Da, da, cred că 3, 4, 5 sunt prea puține. Corect. Sau când ai cântat cu Leontina la Viena. Da, Placido Domingo, da, așa este. Viena, atunci eu știu ce vă rog, să mai facem un moment memorabil și să și cântăm astăzi. Am pregătit un duet. Să le spunem de acasă că după publicitate o să revenim și o să ne mai cântați, adică nu ne oprim doar la o piesă, dar să cu începem drag cu începutul, cu prima. Îți spun, asta îi place cel mai mult mamei, exact, dacă o pui să cânte. Cum se numește? Mulți mai au ciudă pe mine. Nu cred că mai e. E cineva care să aibă ciudă pe dumneavoastră? Acum știi cum e. Nu dă nimeni cu pietre în pomul care nu face roade. Noi dacă mai facem câte ceva pe lumea asta, normal că mai sunt și unii care ne blamează, dar nu e nicio problemă, noi mergem înainte. Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu, oameni buni, ne cântă așadar o premieră în ultima perioadă și nu uitați că mai stăm de povești cu ei. Mai au ciudă pe mine, că am bani și merge bine. Dea un crâș, mă stric la bani, cinste și pe dușmani. Îmi petrec și stric la lei, hei, hei și iar hei. Să crape dușmanii mei, dar ar boala în ei. Îmi petrec și stric la lei, hei, hei și iar hei. Să crape dușmanii mei, dar ar boala în ei. Că-s băutor, numai într-un loc sunt dator. La un drag de crâșmăriță, cu-n milion și o guriță. Diseară mă duc la ea, hei, hei și iară, hei. Să-i plătesc datoria și-apoi noi mai bea. Diseară mă duc la ea, hei, hei și iară, hei. Să-i plătesc datoria și-apoi noi mai bea. Așa, măicuță dragă, hei, hei și iar hei. Mergi la popa, mă dezleagă, dar ea tot mi-e dragă. De-i așa, măicuță dragă, hei, hei și iar hei. Mergi la popa, mă dezleagă, dar ea tot mi-e dragă. Să-și citească din saltire, poate așa îți vin fire. Eu de băut m-oi lăsa, dar de crâșmăriță ba. Dacă vrei să-ți fie bine, hei, hei și iar hei. Să ai pe lume menire, ascultă de mine. Dacă vrei să-ți fie bine, hei, hei și iar hei. Ascultă maică de mine și eu zic că-i bine.
Vorbim despre toate aceste lucruri imediat. Până atunci ne bucurăm de prezența oamenilor aceștia frumoși aici pe canapea. Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu. Maria Ciobanu o să ne mai cânte special pentru cei de acasă. Mai ales că povesteam ceva mai devreme și spuneai că cei din București au privilegiu să vă vadă live, așa, față în față, nu? Când... Da, duminică, 29 septembrie, da, în Piața Obor. O susține un recital împreună cu mămica mea dragă. Mulțumim Centrului Cultural Mihail Eminescu și Primăriei Sectorului 2 pentru invitație. Și o să fie chiar în fața primăriei aici la Sectorul 2, nu? Exact, la Sectorul 2. Vă așteptăm cu drag, începând cu ora 20, probabil. Duminică. Duminică, da. Mulțumim. Dar eu mai am drumuri până duminică, adică mâine cânt la Iași, împreună cu orchestra Constantin Arvinte. Deci Constantin la Iași, Arvinte, apoi da. La... Apoi avem festivalul Ileana Constantin Nescu, vineri la Drăgănești Olt, unde deci sunt invitat. Ai de alergat mult. Avem de alergat, da. Da, vreau să vă întreb. Spuneați mai devreme, doamna Maria Ciobanu, că în America mergeți 12-15 km zi de zi. Și aici mergeți la fel? Da. Și aici merg. Deci și aici... Și aici eu în fiecare seară colind toate străzile acolo în zona jurul bisericii, unde eu stau lângă Biserica Belvedere. Da, și acolo... Și toate străzile le colind. Și mă mai pomenesc cu dânsa la ușă. Zice, am venit să le aduc ceva la ăștia mici. Le-am făcut supă cu găluși, le-am adus niște fructe. Bine, mamă, mulțumim. Mă gândesc să bine, poate să vorbiți cu Irina Loghin, că și Irina Loghin aleargă în parcul Herăstrău. Da. O, știm. Mergeți amândouă la alergat. Ea este... Mai sprintenă? E campioană. E campioană și are parcul aproape da. Herăstrău, da. Eu nu am parc aici, e un stadion acolo, dar nu intru. De ce? Și merg pe străzi. Important e că oamenii care vă iubesc înțeleg că starea de sănătate a dumneavoastră este bună, că aveți spectacole, asta că tot continuă și că asta contează. Și că publicul unde ne mai iubește. De zvonuri și de asta. E bine să știe lumea că sunteți... Deocamdată sunt sănătoasă, mulțumesc bunului Dumnezeu și mă rog să-mi dea sănătate și să nu-mi ia umbletul până nu-mi ia sufletul. Wow. Este tot... Da. Tot în versuri. Pentru că este foarte greu. Populară. Da. Eu am un frate care e bolnav rău, săracu, de 2 ani stă la pat și e groaznic. De-aia am zis. Să nu-mi ia Dumnezeu umbletul până nu-mi ia sufletul. Eu zic să ne vedem aici și când faceți 90 de ani. Cum o vrea, 100 de ani. Cum o vrea bunul eu Dumnezeu? Eu zic să-ți mai lase cântecul, da. Că și așa mai ma ta un cântec care vrei să ne-l cânti acum. Eu plâng de fiecare dată când îl ascult. Eu, e așa, are o tentă mai tristă. Cum se numește? Lume dragă, poate mâine. Cea mai mare bucurie a mea să-mi zice să cânt. Asta e. Da. Atunci să-i facem o bucurie doamnei Maria Ciobanu, o femeie extraordinară, legendă a muzicii populare românești. Mă bucur tare mult că ați fost astăzi alături de noi cu Ionuț și să știți că vă așteptăm de fiecare dată cu mare drag și vă mulțumesc respectăm pentru foarte invitație, mult. Cătăline, și să mă lase Dumnezeu cât o vrea El și să mai vin. Vă așteptăm cu mare plăcere. Drag. Maria Ciobanu, oameni buni, ne cântă o piesă pe care o să le emoționeze așa pe Ionuț, așa că haideți să o ascultăm. Cum am trăit pe pământ, fără cântec n-aș trăi.
bucurie. Când o fi să plec din lume, n-am să iau nimic cu mine, vă las vouă numele și toate comorile ce le-am adunat de o viață. Petreceți cu ele. Mulțumim mult de tot, Maria Ciobanu. Ne-ați emoționat pe toți. Sunt convins că și cei de acasă au mai vărsat câte o lacrimă la cântecul ăsta. Și vă mulțumim mult că ați venit astăzi alături de noi. Cu multă plăcere și altă dată. Vă iubim mult de tot și mulțumim. Ionuț, tot respectul, felicitări și să aveți grijă unul de altul și ne întâlnim. Cu mare drag. Mulțumim mult de tot.